Domnul să vă binecuvinteze. Astăzi vom vorbi foarte pe scurt despre cum să înfruntăm biblic frica. Înainte de situația în care suntem, statisticile oficiale medicale și, mă rog, din partea lumii, spuneau că unul din 13 oameni sunt anxioși și fricoși la un moment dat. În total sunt aproximativ peste 500 de frici. Cu ajutorul lui Dumnezeu am scris despre ele așa în vreo 7-8 de categorii, dar nu contează, termenul umbrelă mare tot frică. Vreau să citim astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu Psalmul 42, versetul 11. Dacă se poate pune. Care spune așa: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Psalmul 42 se leagă mult de Psalmul 43, dar 42 este al doilea psalm numit maschil, adică psalm cântare, scris pentru învățătură. E plin de tot felul de sentimente, de dorință, de frici, de tristeți, de bucurii. Se aseamănă cu situația aceasta. Sunt multe voci care spun în cercetări că ar fi fost scris de David, ba unul de Ezechia, ba de cineva care era în exil, de un psalmist în exil în partea de nord. Vreau să vorbesc despre asta pentru că, din punctul meu de vedere, se aseamănă cu ceea ce trăim astăzi. Versetul 6, citiți noastră acasă când avem timp acum. Psalmistul este undeva exilat în nord, este înconjurat de oameni răi, nelegiuiți, care își bat joc de credința lui. Vedem asta în versetul 3 și versetul 10 din Psalmul 42. Descurajat, psalmistul compară bucuriile trecute, versetul 4, cu situația nefericită din prezent. Dar fericirea lui, a psalmistului, este în Dumnezeu. El tânjește după Dumnezeu, vrea să meargă la templu. Vedem în versetul 2 lucrul ăsta, adică la biserică. Și mai știe ceva foarte important în Psalmul 42, că orice vremuri grele și negre și rele ar fi, el când se gândește, el psalmistul când se gândește la Dumnezeu, simte din nou speranță și bucurie. Amin. Și asta e versetul 11. Psalmul 42 în componența sa este și o rețetă cu trei ingrediente mari despre sufletul, ce să facă sufletul mâhnit. Primul element, trebuie și noi să ne întrebăm ca și psalmistul, pentru ce suntem mâhniți? Trebuie să știi cauza. Dacă nu știi cauza, nu știi nici tratamentul eficient. E o chestiune foarte importantă, atât în consiliere, cât și în alte probleme. Știi cauza și tratamentul eficient. Al doilea ingredient, amintirea lucrărilor lui Dumnezeu în viața psalmistului și în viața celorlalți. Bucuria și mulțumirea pe care o simțea el când venea la casa lui Dumnezeu, versetul 4. Al treilea ingredient în acest Psalm 42 pentru sufletul mâhnit este că trebuie să-și spună speranța în Dumnezeu, versetul 11. Așa facem și noi. Vedeți dumneavoastră, cuvântul ăsta, mâhnit, pentru ce te mâhnești, suflete, în toate traducerile Bibliei în limba română apare traducerea mâhnit. În engleză este cast down sau downcast, care înseamnă doborât. Singura traducere în limba română care am văzut-o, care păstrează termenul doborât, deci suflet doborât, este în Biblia Traducerea Fidelă din 2015. Am citit recent o chestiune care vreau să vă împărtășesc pentru că mi-a dat o înțelegere și mai interesantă asupra acestui concept, suflet doborât. Când am citit despre comportamentul oilor, oaia relaxată, care a mers la pășune, a păscut iarbă, se așează pe burtă și cum se foiește ea puțin relaxată, la un moment dat își schimbă centrul de greutate și se rostogolește, cade cu picioarele în sus, intră în panică, intră în frică, behăie, că asta e limbajul ei, evident, și dacă un păstor nu vine să o... De-aia unul dintre modalitatea păstorului este să numere oile. Dacă un păstor nu vine să o ridice, ea moare vara undeva la câteva ore din cauza căldurii. Deci este doborâtă. Și mi-a plăcut foarte mult exemplul, ilustrația asta. Pentru că și în cazul nostru a creștinilor, dacă centrul nostru de greutate se schimbă de la Hristos la orice altceva din lume, atunci vom fi inundați de frici, de tristeți, temeri și vom fi doborâți. Vreau să vă împărtășesc patru pași biblici foarte, foarte rapizi, eficienți, scurți, care le-am descoperit în Biblie, cu ajutorul lui Dumnezeu, funcționează în viața mea și viața multor altora care sunt la consiliere. Patru versete principale. Isaia 41:10, o să citim și 13, zice așa Dumnezeu:
Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Și pe 13, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Dacă ar fi să conceptualizăm puțin versetul ăsta, adică tot ce vedem noi, lume, planete, soare, inclusiv noi când ne-am născut, copaci, natură, tot, a luat naștere la cuvântul lui Dumnezeu. Și El spune ca Dumnezeu că te ia de mâna dreaptă, nu te teme. Dar noi alegem să ne temem, înseamnă că fie nu credem ce zice Dumnezeu, fie nu știm ce zice Biblia. Și atunci avem o problemă. Al doilea ingredient, Matei 6:31. Domnul Iisus Hristos zice foarte frumos, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Același concept, Dumnezeu poruncește să nu ne îngrijorăm. Noi de multe ori totuși o facem. Și asta înseamnă că e păcat. De ce? E păcat pentru că nu ascult porunca lui Dumnezeu, e păcat pentru că nu mă încred în Dumnezeu, e păcat că nu accept atributele sale de Dumnezeu, adică providența sa de tată. Mai mult de atâta, fiind fricos, arăt altora că lui Dumnezeu nu-i pasă de mine, copilul său. Ceea ce este o altă mare problemă. Al treilea ingredient de combatere a fricii biblic este Filipeni 4. Foarte frumos, Pavel începe în versetul 4 spunând, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. Adică Pavel în contextul respectiv era în pușcărie, în Roma, scrie Filipeni, era bătut, era, mă rog, în niște situații foarte dificile. Totuși, e foarte interesant, zice, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. E foarte important de înțeles, în Domnul. De ce? Pentru că Domnul nu se schimbă. Circumstanțele vieții noastre se schimbă. Dacă te încrezi în ceva care e total neschimbabil, adică Dumnezeu, atunci nu mai ești dependent de circumstanțele exterioare, bucuria ta. Da? Deci, noi suntem chemați să ne bucurăm întotdeauna în Dumnezeu. Următoarele versete, 6 și 7 din Filipeni 4, o teologie a anxietății extraordinară, se observă, haideți să le citim repede, ce zice Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Secvența e foarte clară, care o zice Pavel. Rugăciune, cerere, mulțumire și apoi care e rezultatul? Dumnezeu dă pacea. Pacea lui Dumnezeu, Ioan 14:27, zice Iisus Hristos foarte frumos, vă las pacea mea cu M mare, nu cum vă lasă lumea, să nu vi se tulbure inima. Despre pacea asta e vorba. Adică pacea mea cu M mare înseamnă că e posesia lui Hristos pacea. Atât logic cât și teologic, dacă îl ai pe Hristos, ai și pacea lui, evident, nu alta. Cel de-al patrulea ingredient este 1 Petru 5:7, care e foarte practic. Și aruncați asupra Lui, adică asupra Lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. E ca și cum ai lua o pietricică și ai arunca-o, așa se face și cu îngrijorarea. Singura frică care noi creștini trebuie să o avem este frica de Domnul, care este înțelepciunea, zice Iov, și după aceea în Proverbe dă o grămadă de descriere a fricii de Domnul, urârea răului, izvor de viață, școala înțelepciunii, duce la viață. Deci asta este o frică care trebuie să avem, restul nu. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere pur spiritual, toate fricile sunt boli, tratabile, dar boli, cu excepția fricii de Domnul, care este singura frică bună. Trebuie să vedem această legătură între gânduri, emoții sau sentimente și comportamente. Dacă gândim ceva rău, vom simți ceva greșit sau rău și vom face ceva greșit. Dar și invers e adevărat, dacă gândim ceva bine, adevărat, scriptural, vom și simți ceva bine și vom și face ceva bine. Dacă noi nu facem, avem o problemă majoră cu Iacov 1:22, în care spune foarte clar Biblia, să fim împlinitori ai cuvântului, nu doar cunoscători, ca să ne înșelăm singuri. Psalmul 42:11, versetul încheie cu nădăjduiește în Dumnezeu. Acum, nădăjduiește pe filieră rusească de la nadejdia, care înseamnă exact ca și pe filieră latină sperantia, speranță. Deci speranță și nădejde e tot una, să sperăm să nădăjduim în Dumnezeu. Pentru că un remediu, conform Psalmului 42, pentru noi creștini este să confruntăm
foarte important să confruntăm, nu să fugim, să confruntăm tristețea și frica privind cu speranță în sus, la Dumnezeu. Viața creștină înseamnă veghere, înseamnă năzuință către culmi, înseamnă activitate și alergare în cursa vieții. Pavel spune despre lucrurile acestea. Viața nu este nici de cum ochi lăsați în jos, viața creștină mă refer, nu este nici de cum mâini încrucișate și resemnarea în fața înfrângerii. Vreau să închei cu o imagine, cu o ilustrație despre Bucefal. Bucefal a fost un cal celebru în antichitate, calul lui Alexandru Macedon. A fost extraordinar de nărăvaș, nimeni nu putea să-l îmblânzească. Totuși, Alexandru Macedon a fost singurul care a reușit să-l îmblânzească. Cum a făcut lucrul ăsta? A observat că lui Bucefal, adică calului, îi era frică de propria umbră. Și atunci a făcut un lucru foarte ușor. L-a luat și l-a pus cu fața la soare. Calul n-a mai văzut umbră și gata, s-a terminat povestea. A fost îmblânzit și n-a mai fost nicio problemă. Și cu tot respectul și smerenia, să nu mă înțelegeți greșit, cred că și noi creștinii de foarte multe ori ne speriem de umbre. Pentru că stăm cu ochii la pământ. Contrar ce spune Colosien 3:2, să ne gândim la lucrurile de sus. Și mai greu și mai grav, stăm cu spatele la Dumnezeu. Avem nevoie urgentă să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu. Pentru că ajutorul nostru este, din punct de vedere spiritual, la un milimetru distanță, adică în genunchi, rugându-ne, vom putea spune și noi, ca și psalmistul, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Să ne rugăm lui Dumnezeu.